Mulți spun, am venit la Iisus, dar nimic nu s-a schimbat. Dar Iisus spune, învățați de la mine, căci sunt blând și smerit. Și atunci veți găsi odihnă sufletelor voastre. Voi vă împotriviți? Pastorul vine și ce spune? Că i-a plăcut mașina ta sau apartamentul tău sau ce mai ai? Pantofii tăi? Fiecare ce valoare are. Așa? Nu. Pastorul propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Dar de ce atunci te împotrivești? De ce în tine se ridică împotrivire? Bine ai venit în realitate. Aceasta este realitate. Și el spunea, vrăjmașul vostru este diavolul. Diavolul înseamnă mincinos. Satana înseamnă împotrivitor. Dar lucrarea diavolului este să se împotrivească cuvântului lui Dumnezeu. Lucrarea diavolului este să se împotrivească voii lui Dumnezeu. De ce trebuie să te raportezi foarte serios la învățătură? Pe cine asculți? Cine încearcă să pună în urechile tale, în capul tău, în inima ta ceva? Deoarece în spatele învățăturii, de multe ori, stă însuși diavolul. Și noi fie ne supunem cuvântul lui Dumnezeu, fie ne împotrivim, fie ne supunem cuvântul lui Dumnezeu, fie îl pervertim. Și astăzi sunt foarte multe învățături, mișcări, propovăduiri care sunt la modă, mai ales că acum este internetul și totul este foarte accesibil. Dar tu trebuie să înțelegi că diavolul, cum a arătat Iisus, nu doar un drăcușor sau un demon, dar însuși diavolul coordona procesul care era în spatele fariseilor, saducheilor, cărturarilor. Păziți-vă de aluatul de învățătură. Deci, această învățătură, cuvinte, de cine sunt inspirate? De diavol. Exact la fel cum cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Dumnezeu.